În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, plină-i curtea mănăstirii Putna, în seara zilei de 14 august, și nu putea să fie altfel. Putna și Nicula în Transilvania și alte mănăstiri, dar mai ales acestea două, la jumătatea lunii august devin locuri în care oamenii se adună pentru că îi cheamă Maica Domnului. Așa cum i-a chemat Maica Domnului pe Sfinții Apostoli și au venit pe nori, așa vă cheamă și pe dumneavoastră, credincioșii, buni, smeriți, liniștiți și cu minți, de aici, de mai de-aproape și de mai departe, ca să fiți împreună într-un duh, într-un gând și cu o inimă, să o cinstiți și împreună cu noi să o cinstim pe Maica lui Dumnezeu, pe Maica Vieții. Astăzi se împlinesc 3 luni. 3 luni de când am ieșit din această stare grea, apăsătoare, care a durat 2 luni, starea de urgență. Vă aduceți aminte, pe 15 mai s-a întâmplat sau ni s-a dăruit, am primit posibilitatea de a ne vedea împreună în Sfintele lui Dumnezeu biserici, în curțile lui Dumnezeu care au devenit biserici extinse. Pe 15 mai și pe 15 august, la Putna, sunt prăznuiți ocrotitorii Maica Domnului, acum pe 15 Sfântul Iacob Putneanul, iar la mijloc, pe data de 2, Sfântul Voievod Ștefan. 3 luni după alte 2, împreună fiind 5 și mai ceva de dinainte și nu știm ce va veni și după, în care trăim nu mult, nu, cum să zic, trăim cu oareșcare frică, mai mult sau mai puțin. Chiar și acei care neagă ceea ce se întâmplă în zilele noastre, unii dintre ei o fac tot din frică. Care e frica aceasta? E frica de moarte. Și mai ales atunci când primim fără discernământ și fără credință în Dumnezeu și fără a ne pune nădejdea în Dumnezeu toate aceste anunțuri, avertizări legitime pentru sănătatea noastră, dar care nu totdeauna sunt livrate cu un duh care să ocrotească conștiințele noastre, ne pierdem cu firea. Când vedem cifre și cifre, se adună morții, se adună cei de la ATI, se adună cei care se îmbolnăvesc, ne se pare că e val după val de suferință și de moarte. Și moartea ne înfricoșează, pentru că suntem slabi. E bine, ziua de astăzi, a adormirii Maicii Domnului, ar trebui să fie o zi în care să prăznuim nu moartea, ci viața. Mutatul te-ai la viață fiind Maica Vieții. Nu e Maica Morții astăzi prăznuită, e Maica Vieții. Pentru că cel ce s-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc este izvorul vieții. Și cea care l-a ținut pe izvorul vieții în pântecele ei nu putea să fie cuprinsă de moarte. Pe născătoarea de Dumnezeu, cea într-o rugăciune neadormită și într-o folosință nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o, căci ca pe Maica Vieții la viața mutat-o cel ce s-a sărășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc, zice o cântare a bisericii. Mormântul
și moartea n-au putut să o țină. Și toți aceia care o cinstim pe ea, pe Maica lui Dumnezeu, pe Maica vieții, toți cei care ne considerăm a fi fii ai ei, suntem fii ai vieții, nu ai morții. Dorim a moșteni viața și nu moartea. Nu poate acela care își pune nădejdea în Dumnezeu să creadă că moartea are ultimul cuvânt. Nu poate acela care se încredințează Maicii lui Dumnezeu să creadă că odată cu moartea trupului nu va mai vedea pe Maica lui, pe Maica vieții. Mincinoși să fie aceia, mincinoși sunt aceia care zic odată cu moartea s-a terminat totul. Nu! Suntem noi, mai ales creștinii iubiți credincioși, trebuie să fim mărturisitori, propovăduitori ai vieții, nu ai morții. Și chiar când moartea trupească ne înconjoară și ne apasă, noi tot mărturisitori ai vieții să fim. Că moartea nu-i făcută de Dumnezeu. Dumnezeu numai viață poate să izvorească. Și toți aceia, încă o dată zic, care stăm în legătură cu Dumnezeu, care ne închinăm lui Dumnezeu care este viața, care credem în Dumnezeu care este viața, care ne punem toată nădejdea în Dumnezeu care este viața, vom fi ai vieții pe totdeauna. Au zis părinții la Ictenia de la sfârșitul acestei privegheri, o cerere pentru cei care sunt bolnavi, o cerere pe care biserica noastră a rânduit-o în vreme de pandemie. Și la aceasta s-a referit această cerere. Cel ce nu voiește moartea păcătoșilor, ci să se întoarcă și să fie vii, fă-ne vii pe noi, cei vrednici de moarte după dreapta ta judecată. Așa este. După judecata lui Dumnezeu cea dreaptă, după cumpăna lui Dumnezeu cea nemitarnică, moartea ar trebui să moștenim, moartea sub veșnică, pentru că plata păcatului pe care îl săvârșim, moarte este. Dar ori de câte ori noi ne ridicăm din păcat, ne ridicăm din moarte. De aceea postul adormirii Maicii Domnului este un post în care, spovedindu-ne, primind dezlegare de păcate, încă o dată, înainte de a prăznui adormirea Maicii Domnului, care este simultană și sinonimă, dacă vreți, cu ridicarea Maicii Domnului la viața cea veșnică, și noi ne ridicăm la viața veșnică. Ori de câte ori facem, iubiți credincioși, metanie mare mai ales, noi mărturisim că suntem ai vieții, nu ai morții. Facem semnul Sfintei Cruci, ne aplecăm cu genunchii și cu fruntea la pământ și mărturisim prin acest gest că da, prin păcat murim, dar prin iertare, prin reîntoarcere la Dumnezeu, ne ridicăm și stăm drepți, adică suntem vii. Fiți, fraților și surorilor, mărturisitori și propovăduitori ai vieții. Trăiți-vă viața cu bucuria Domnului care ne cârmuiește viețile. Ori de câte ori facem un lucru bun și frumos care rămâne, suntem mărturisitori ai vieții. Că nu degeaba voievodul Ștefan a pus ca hram al ctitoriei sale dragi, a necropolei sale, acest hram a adormirii Maicii Domnului, adică hram al vieții. Și ori de câte ori noi facem un lucru, cum am spus, care dăinui și care este bine plăcut lui Dumnezeu, mărturisim viața. Prin orice lucru rău suntem fii ai morții. De câte ori primăvara vedem că înflorește câmpul și vedem că se ridică florile și ghioceii, este încă o mărturie că viața
va birui, nu moartea. Ori de câte ori se naște un prunc, ori de câte ori ținem în brațe un prunc, este încă un semn că viața are ultimul cuvânt și nu moartea. Și de aceea există locuri în țară când la mormântare, pe marginea gropii fiind, după ce l-am pus pe cel adormit, nu pe cel mort, pe cel adormit în groapă, zicem veșnica lui pomenire, și după aceea, ca semn al biruinței vieții și nu al morții, cântăm Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, și nouă tuturor celor din mormântul păcatului sau din mormântul pe puțin timp al trupului, viață dăruindu-ne. Cu Maica Domnului în gând, cu Maica vieții ocrotitoare și pozitoare, mergeți la casele dumneavoastră bucurându-vă și mulțumindu-i ei, Maicii vieții, că nu ne lasă niciodată. Nu ne lasă să murim de frică, nu ne lasă să murim prin păcat, ci ori de câte ori o chemăm în ajutor să mijlocească pentru noi înaintea Domnului vieții, viață ne se dăruiește. Primească Dumnezeu rugăciunile dumneavoastră, primească Dumnezeu osteneala dumneavoastră, mâine cu mila Domnului va fi o sărbătoare mare și aici la dumneavoastră, la Mănăstirea Putna, va fi sărbătoare mare și la Mănăstirea Humorului. Eu am fost rânduit în seara aceasta să vin aici, mâine va veni în al preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul nostru, și sub ocrotirea Maicii Domnului să fie nu doar aceste 3 luni de când s-a încheiat perioada aceea grea, ci sub ocrotirea ei și cu mijlocirea ei să nu se întoarcă niciodată acele vremuri de recluziune. Amin.